Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră și activitatea pe care o desfășurați. Mă numesc Ștefan Prigoreanu, sunt arhitect de interior și de aproximativ un an de zile dețin un studio, pe nume Oblic Studio, în București. În principiu, activitatea studioului este cea de arhitectură, design, branding, atât în țară cât și în afară. Cum ajunge un proiect de arhitectură de la un plan realizat pe hârtie la un rezultat finit, palpabil? Cred că aici e un cumul de factori între la care participă atât beneficiarul cât și arhitectul. Amândoi sunt implicați. O bună comunicare, o echipă profesionistă de constructori și voință și mult devotament. Care este stilul arhitectural pe care l-ați abordat în cele mai recente proiecte? Nu căutăm stiluri. Ceea ce știm este că vrem un design clar, funcțional, estetic. Pot să spun că ne uităm puțin în direcția nordică, a designului nordic, datorită pregătirii noastre în direcția aia. Cum a început dezvoltarea proiectului Tunar Nord by Val Design? Proiectul Tunar Nord by Val Design a început prin colaborarea întâi cu un birou individual de arhitectură al doamnei Săilă. Ea a conceput planurile, după care împreună cu Oblic Studio, împreună cu niște colaboratori, au reușit să implementeze și să ducă pe partea de interior proiectul la final. Cum vă imaginați o zi în acest ansamblu rezidențial? Păi cred că a fi o zi de weekend. M-aș trezi dimineață, soarele deja a intrat în cameră pentru că dormitorul e pe sud. Probabil aș servi cafeaua pe terasă afară, unde împreună cu soția aș face câteva comentarii despre terasa mea care a înverzit deja. Aș uda gazonul și probabil, fiind weekend, ori fugim repede pe Valea Prahovei că e la îndemână, ori am merge la mall că e aproape, sau de ce nu până la Milano, că aeroportul e la o rugătură de băț. Care este amprenta Oblic Studio pe care am putea să o recunoaștem în cadrul ansamblului? Cred că un designul curat și aportul nostru cred că aici a fost legat de materialele alese, de meșterii cu care am lucrat. Am încercat să punem în valoare spațiul deja creat, ne-am jucat cu lumina naturală. La fel, direcția noastră, cea a unui design clar, funcțional, estetic. Spre ce materiale v-ați orientat pentru finisajele ansamblului? Am lucrat cu meșter local pentru partea de gresii. De fapt, plăci de ciment pentru băi, o colaborare foarte reușită. Pe partea de mobilier, spre exemplu, lavoarele au fost făcute de un designer local pe nume Svart. Restul materialelor au fost la fel de pe piața locală, încercând să fim, bineînțeles, să răspundem pieței și nevoilor viitorilor beneficiari. În ce fel se completează designul spațiului exterior cu cel al spațiului interior pentru acest ansamblu? Cred că aici o mare legătură are toată scara proiectului. E un proiect în care toate lucrurile sunt la îndemână. Scara e pentru o casă medie în care materialele ce se regăsesc afară se regăsesc și în interior și la fel spațiile ce relaționează cu interiorul exterior sunt spațiile interioare ce relaționează cu cele exterioare sunt cele care te fac să înțelegi dimensiunea locului. Cum am reușit noi aici sau cum relaționează, pot să spun prin materiale pe care le-am tratat pe fațadă, ce se regăsesc poate și în interior pe partea de lemn, metalul, ce se găsește în mobilierul din interior, la fel și în terasă.
care sunt tendințele anului 2016 în materie de amenajări interioare și ce veți alege pentru Tunar Nord? După cum spuneam, nu fugim după tendințe, suntem ancorați în piața internațională, în ce se întâmplă pe plan internațional, pentru că lucrăm și în afară. Ce am ales noi și ce o să alegem în continuare e acel design simplu, clar, funcțional, în primul rând, estetic și cu mici, să zic, referințe ale designului nordic pe care suntem pasionați. Cum credeți că vor evolua tendințele arhitecturale în ceea ce privește noile ansambluri rezidențiale din țară? Cred că bine, dacă dacă vom fi pe piață în continuare noi, ca studio. Ce pot să zic? Contează foarte mult investitorul. Au început deja să apară investitori, echipe care promit, au echipe profesioniste și dau atenție designului și arhitecturii. Cred că aici o mare direcție o are dezvoltatorul, în primul rând, și apoi, bineînțeles, noi. Ce sfaturi aveți pentru vizitatorii portalului nostru? Să apeleze la echipe de profesioniști, arhitecți, agenții, designeri, pentru că suntem aici pentru a ajuta, să viziteze portalul, să ne viziteze și pe noi și, în primul rând, Val Design prin Tunar Nord. Mulțumim și mult succes pe viitor! Mulțumesc și eu!